Doi ierarhi ai bisericii noastre au târnosit astăzi o nouă biserică de lemn în stațiunea Băile Felix. Slujba de sfințire a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, împreună cu preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei. Paraclisul are hramurile Buna Vestire și sfântul ierarh Vasile cel Mare. Cei doi ierarhi au săvârșit apoi Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, părintele mitropolit a vorbit despre semnificațiile slujbei de târnosire. De ce o biserică trebuie să fie sfințită? Sunt mai multe etape, cel puțin trei etape de sfințire a bisericii. Prima etapă este alegerea locului, punerea pietrei de temelie. Pe locul binecuvântat nu se mai poate ridica altceva decât o biserică. În momentul în care am însemnat acest loc, noi, spațiul acesta, terenul acesta pe care ne l-a dat Dumnezeu, îl înapoiem lui, îl dăm înapoi, pentru ca pe el să se ridice o biserică. S-a ridicat biserica. Evenimentul al doilea este consacrarea lui, sfințirea, târnosirea. Punctul central a fost masa altarului. În masa altarului s-au pus moaște de sfinți, așa cum ați auzit în acest înscris care s-a pus ca document istoric, dar în același timp și ca mărturie a credinței noastre și a dragostei noastre. În cadrul slujbei, ierarhul a oferit ordinul mitropolit Ioan Mețianu ctitorilor Sfântului Lăcaș, antreprenorilor Jean Podilă și Dumitru Fechete, precum și arhitectului Dorel Cordoș. Noi am făcut această bisericuță din suflet, pentru sufletele oamenilor, a cei care sunt turiștii noștri, oamenii noștri, pentru cetățenii din zonă. E un loc deosebit, un loc de suflet, pentru oameni, pentru cei care vin în stațiunea Băile Felix. Și ne bucurăm că vedem reacții foarte pozitive din partea celor care vin în cadrul complexului nostru, cât și stațiune. În continuare, preasfințitul părinte Sofronie i-a mulțumit înalt preasfințitului părinte mitropolit Laurențiu pentru împreună slujire și a felicitat pe cei doi ctitori ai noii biserici de lemn din Băile Felix. Este propriu-zis al patrulea altar ortodox în Băile Felix și a treia biserică ortodoxă. Este aici în Băile Felix o veche biserică de lemn ortodoxă care are un regim special de paraclis care ține direct de centrul eparhial și unde s-a început slujirea după anii 1990, după schimbarea de regim cu părintele arhimandrit Iorest. Apoi s-a înșghebat aici pentru toți cei care vin la Băile Felix să își îngrijească sănătatea un loc al binecuvântării, un paraclis, o capelă. S-a simțit nevoia ridicării și unei biserici parohiale. Și așa încât al treilea altar ortodox este biserica parohială, care se ridică la intrarea dinspre Oradea, dinspre comuna Sânt Martin, în Băile Felix. Este biserica de zid, care e biserică de enorie și unde modelul a fost ales din țara românească de la Biserica Bolniței Mănăstirii Cozia. Biserica Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu vine să se adauge celorlalte altare ortodoxe, slujbă s-a mai făcut și până acum, la momentul sfințirii, dar de acum, cu putere de plină și cu ajutor desăvârșit de la Dumnezeu, în cel de-al patrulea altar ortodox de la Băile Felix se vor înălța rugăciuni pentru mântuirea și iertarea păcatelor. La final, ctitorii lăcașului de cult au oferit celor doi ierarhi câte o icoană cu Maica Domnului.